Luni, 11 februarie, de la ora 15, săgeata Năvodar va efectua pe stadionul Flacăra ultimul antrenament premergător plecării în turneul din Antalya. După această ședință de pregătire, antrenorul Constantin Gache va anunța și lotul care va face deplasarea, dar și programul meciurilor amicale din Turcia. Tehnicianul Dobrogean nu exclude achiziționarea unor jucători și după efectuarea stagiului din Antalya. Este posibil ca 1-2 jucători să se alăture lotului năvodărean, chiar pe parcursul derulării cantonamentului. Obiectivul echipei pentru acest an este promovarea și pentru a-și atinge țelul este nevoie de un lot competitiv, capabil să facă față unei concurențe acerbe. În prima etapă din retur, săgeata va juca la Năvodar cu Dinamo 2.